Un tânăr de 20 de ani din Ploiești s-a ales cu dosar penal după ce oamenii legii au descoperit că era un împătimit cultivator de cannabis. Se ocupa de această activitate chiar în apartamentul său, unde polițiștii au găsit și materiale specifice consumului de substanțe halucinogene. La locuința acestuia au fost găsite mai multe bunuri care sunt specifice cultivării și consumului de substanțe halucinogene. Este vorba despre un fișier metalic confecționat artizanal, despre două ghivece cu plante ce au aspect de cannabis, două lămpi de halogen și alte bunuri. Polițiștii au întocmit acte premergătoare sub aspectul săvârșirii infracțiunii de cultivare, preparare, livrare și alte operațiuni privind circulația drogurilor de risc fără drept. Cercetările sunt continuate de lucrători din cadrul BCCO Ploiești, Serviciul Antidrog.